În asemenea vremuri, este plăcut să descoperim că unii români își păstrează creativitatea și transformă un eșec anunțat într-o experiență inedită. Este și cazul unor tineri din Timișoara care nu și-au mai putut ține evenimentele odată cu activarea scenariului roșu, așa că au pus la punct degustări de vin, cidru sau produse tradiționale de la distanță. Atunci când îl gust, simți fructele foarte, foarte concentrate. Cum vi se pare? Mi se pare puțin aromat, totuși. Nu e specificații, da? Și mirosul și gustul e puțin aromat. De acasă de la el, fiecare participant degustă mai multe vinuri din Grecia. Au plătit câte 65 de lei pentru un pachet care le este livrat cu doar câteva ore înaintea evenimentului. Avem câte o probă din fiecare vin care va fi în degustare. Probele sunt doar numerotate, pentru că degustarea va fi în orb, va fi în blind. La finalul degustării vom dezvălui vinurile. Alin Dragomir, organizatorul, are un magazin de specialitate în Timișoara și a extins inițial afacerea pentru degustări. Iar acum, pentru că orașul se află în scenariul roșu, a fost nevoit să caute o soluție online. Perioada este de așa natură și, mă rog, tot acest business a pornit ca și idee de a împărtăși povestea celor care fac vinul. Oamenii se bucură că au ocazia să participe la ceva, au trecut totuși foarte multe luni de când nu mai putem organiza genul ăsta de workshop-uri. Nu mai sunt alte variante. Înainte, da, mergeam des la degustările, măcar o dată pe săptămână, la degustările fizice. Pe aceeași structură au gândit evenimentul și organizatorii unui festival de produse artizanale. Oamenii le-au primit acasă, le-au testat, iar apoi schimbul de păreri s-a făcut pe internet. Am avut o degustare la bere, urmează să avem o degustare de miere artizanală, de brânză artizanală. Oamenii vin, ridică kitul, iar la ora anunțată vor intra pe o conexiune video online, unde se vor întâlni cu producătorii acestor produse. Aceste degustări sunt gratuite și au loc în fiecare weekend. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.